Sabina, mulțumesc că astăzi este prima dezlegare la pește din postul Paștelui. Un cazan de 100 de litri de ciorbă de crab cu mămăliguță a fost pregătit pentru toți cei care vor merge la târgul din Parcul Agronomiei. Magda Bucur este și ea acolo. Magda, ce mai pot găsi la târg bucureștenii? Bun găsit, Irina. Aici sunt produse tradiționale de la dulcețuri până la tot felul de dulciuri, dar cu siguranță atracția târgului este astăzi peștele, pe lângă borșul de crab după o rețetă dobrogeană. Cine vine la târg poate să găsească tot felul de sortimente de pește și pe grătar, crab, ton alb, scrumbie și păstrăv, dar și salată de fructe de mare sau icre și pește marinat. Așadar, pe toate gusturile, dar și pentru toate buzunarele, pentru că o porție de pește la grătar costă în jur de 6 lei 100 de grame, iar ciorbița de pește costă 9 lei o porție și, bineînțeles, vine cu mămăliguță și cu usturoi, așa că cei care vin aici la târg pot să mănânce aici sau să ia acasă pentru mâine de bună vestire. Magda Bucur, mulțumesc!